Însă l-au fost prezenți doar 17 consilieri. Chiar dacă toate proiectele au primit vot favorabil, au existat și subiecte care au ridicat probleme. Unul dintre ele a vizat aprobarea modificării organigramei și statutului de funcții ale aparatului de specialitate din cadrul primăriei municipiului Medgidia. Consilierul Marian Budnaru susține că și-ar dori o organigramă mai simplă și oameni mai bine plătiți, dar a avut și câteva obiecții de făcut. În aparatul primăriei avem 206 persoane și împreună cu cei mai multe la ADP și inclusiv la Acoru, practic că în momentul de față primăria Medgidia a devenit cel mai angajator din Medgidia. Mi se pare normal o primărie care funcționa, o primărie, poate să vorbesc mai tare, o primărie care înainte funcționa, înainte de 89 cu 47 de persoane, acum am ajuns la 206 și cu celălalt servicii la vreo 380 de persoane. Nu mi se pare normal să devină primăria în momentul de față angajatorul principal. În ceea ce privește proiectul care vizează aprobarea unui protocol de colaborare cu asociația Save the Dogs and Other Animals, s-a pus problema ca pe viitor să se caute investitori pentru deschiderea unei biobaze și asta datorită problemelor ce pot apărea din cauza câinilor fără stăpân. Consilierii spun că elevilor le este frică de multe ori să plece de la școală deoarece sunt zone cu haite de câini. Eu faci, propune și uite, este o idee bună că o ridicăm acum în Consiliu, să încercăm să stimulăm un pic inițiativa privată, poate se va găsi cineva care să facă astfel de biobază în zona noastră. Nu neapărat în Medgidia, măcar într-una din localitățile vecinate. Da, dumneavoastră vorbiți despre câinii care au stăpâni și care nu mai vor să-i mai țină, dar... Nu, vorbesc și despre animalele care sunt pe stradă. Costurile unei biobaze, spre exemplu cea de la Cernavodă, au fost de aproximativ 400.000 de euro. O altă problemă ridicată a apărut la aprobarea listei privind toate categoriile de documente propuse sau gestionate potrivit legii ce constituie informații de interes public la nivelul municipiului Medgidia și asta deoarece unii aleși consideră că sunt documente ce prezintă date cu caracter personal care nu pot fi accesate de publicul larg. Aici lucrurile sunt, să spunem, clare, în sensul că legea 544 a fost aceea că unele documente pe care instituțiile publice sau autoritățile publice le pot pune în instituția publică ca fiind documente publice și a nominalizat aceste documente generic. Obligația a fiecare autorități a fost la lansarea acestei legi al 544 să se facă și o listă a documentelor care se pot pune la dispoziție, pentru că nu poți să pui documente care au caracter confidențial sau documente care au informații despre persoane sau documente care au informații despre firme. Pe subiectul actualizării taxelor locale altele decât cele prevăzute de codul fiscal s-a discutat minute în șir și asta pentru că, după spusele consilierului Marian Butnaru, la mapă erau informații nu foarte clare. Astfel, proiectul a fost supus votului cu 3 amendamente luate în considerare. Aici, cum ați spus, actualizarea. Nu. Trebuia să scrieți aici majorarea prețului. Dacă doriți majorarea, scrie majorarea. Dacă ăsta este problemă... Domnul primar, noi am majorat odată aceste taxe. Da. Le-am majorat prin hotărârea de Consiliu, inclusiv... Alesul local Aurelian Arsene a ridicat o problemă referitoare la hotărârea ce prevede aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a cimitirului care aparține municipiului Medgidia și se află în administrarea DGDPP. El susține că nu este mulțumit de faptul că se fură din cimitir, lucru care îi afectează pe toți cetățenii ce au rude înmormântate. Eu am experiențe personale neplăcute la cimitir, în sensul că nici n-am plantat bine un gărgulez bio acolo la mormântul părinților, că imediat au și dispărut câteva fire din gard acolo. Cine le-a luat? Chiar lucrătorii, deci firma, da, lucrătorii firmei care, mă rog, lucrează la capul, care... Bineînțeles că i-am găsit, am discutat cu ei, dar nu este normal. Acolo nu este niciun fel de ordine, niciun fel de pază, niciun fel de lege. Un alt exemplu vă dau tot din experiență personală. În primăvara asta am plantat tot așa la mormântul părinților de în trei rânduri flori. În trei rânduri a dispărut tot și frunzele au dispărut de acolo. Capitolul diverse, consilierii au adus la cunoștință conducerii diversele probleme ale cetățenilor. Cel care a venit cu probe pentru sesizarea pe care a făcut-o, așa cum a și anunțat, a fost consilierul Marian Budnaru. El a prezentat o serie de fotografii ce demonstrează că în parcul 1 Mai există probleme grave. Vă dau, uitați fiecare telefon. Ceea ce înseamnă deschiderea, recepționarea unui parc,
recepționarea unui parc, dați de mână în mână, se face, ceea ce înseamnă asta, care este plin de apă, bunoaie. Aceste fotografii au fost făcute azi dimineață. Uitați-vă. Nu sunt cu răutate, dar ce se întâmplă în acest parc, nu știu, apoi Irina, nu vreau să te acuz pe nimeni. Că s-a modificat. Multe alte probleme au fost sesizate de către cei care se află la cârma orașului. Au fost propuse și soluții de rezolvare, însă oamenii așteaptă ca acestea să fie aplicate în perioada următoare.